Care sunt cele mai comune greșeli? Pentru că Tezaur de greșeli, ghid despravitării pentru profesori, scoate la iveală câteva greșeli, dar și soluții pentru acestea. Ce greșeli ai întâmpinat în relația profesor-elev? Unde se greșește cel mai des? Lupta de putere a fost cea care m-a caracterizat pe mine, pentru că am o parte din aceasta în mine de a începe un lucru și de a-l termina, indiferent de ce găsesc pe parcurs. Și am învățat în cursul de mentalitate deschisă în educație că atunci când eu mă uit la tine, elev, în funcție de cum aleg să te văd pe tine, eu de fapt aleg să te văd ca pe o persoană, ca pe un om sau ca pe un obiect. În momentul în care eu am un proiect, am un obiectiv, iar tu mă ajuți să-mi îndeplinesc acel obiectiv, ești un vehicul care mă ajută să ajung acolo. Deci ești un obiect. Dacă îmi stai în cale, ești un obstacol. Deci ești un obiect. Dacă nici nu mă ajuți, nici nu îmi stai în cale, îmi ești indiferent, dar tot obiect îmi ești. Și doar atunci când eu mă uit la tine și nevoile tale sunt la fel de importante ca și ale mele, visurile mele sunt la fel de importante ca și ale tale, abia atunci te văd ca fiind om. Cred că asta a fost cea mai vastă greșeală a mea, aceea de a mă uita la copil și de a-mi îndeplini niște obiective prin intermediul lui.